tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem shawarma cu de toate. O să facem în felul următor. O să tragem câte un bilețel și va pica câte un ingredient din toate astea de aici, pe care le vedeți. Sunt 20 de bilețele, 20 de ingrediente și vom alege câte 10. Vom alege doar 10. Pentru că ca să avem șanse să nu avem hreanu sau altceva scârbos sau ceva bun. Bă, scaunul pe care stau cam scârții. Așa e mai bine. Acum o să extrag primul bilețel. Ăsta este. Și asta este lipia noastră pe care o să facem shawarma. Și acum să extragem primul bilet. Wow, ce să pice? Oh! Salata la rus. E bine. Asta e salata. Dacă n-am o lingură cu care să o pun, stai o clipă. Am o lingură. Problema e că nu se desface asta. Îmi trebuie cuțit. Oare cât să pun? Atâta e suficient, că să mai punem încă 10 ingrediente. Sper că se vede pe camera ce fac aici. Deci că sunt la șifra cuțite. Bun, e suficient. Ok, o să aruncăm acest bilet. Și următorul bilet. Oh, am luat-o. Așa. Următorul. Ah, fasole! Unde e fasole? Ah, asta. Fasole cu costița afumată. Bă, să nu sară fasolea asta pe mine. Sper să nu fie expirat. Eu cred că expiră. Să le seamă din el. Oh, voilà! Mamă, cum arată! Asta de zonă pe mine. Ok, cred că asta e cel mai scumpos lucru de aici. Da, miroase a fost oră, adică... Este o biseț așa un pic. Mă așez pe scaun așa frumos și... Ok, nu mă așteptam să arate așa de rău. Nu ar trebui să vedeți că nu o să... Deci eu să pun... Gata, mi-am distrus salata. Nu, doamne, salata. Mi-am distrus shawarma toată pentru totdeauna. Ok. Dar ce e asta? Nu. E bacon. Credeam că e altceva. Ok, cred că e suficient, da. E suficient. Nu vă arăt că... Șervețel. Nu mai avem șervețel. Ba da, mai avem. Asta a fost scârbos. Trebuie să o mâncăm la asta. Nu l-am mai mâncat-o. Așa. Să ținem astea de parte să nu le vedeți.
Și mai trei șervețe. Murdării Blahato. Bine, următorul bilețel. Și sper să fie ceva bun. Așa. 3, 2, 1. Și Philadelphia. Uite aici. Philadelphia original. Bineînțeles că nu e deschisă. Nu știam de unde se face. Wow. Așa de alt. Ok, o să deschide. O să punem cu cuțitul ăsta. Nu vă rugați cu cuțitele acasă. Copiii. Și acum cum o să ung dacă e fasolea asta? O să o pun aici pe mari. Se amestecă. O să pun pe aici, prin margini. De ce trebuie să pun peste tot, cu fasole? O să punem aici, în mijloc, puțin, dacă am cădea de pe cuțită, așa. Bun, și gata. Următorul ingredient. Oameni buni, asta este ciocolata. Am luat-o bio, să nu fie plină de mizerie. Ok. Mai puțin. Bă. Am nevoie de multe linguri. Hai că am dat. Oh my god, ce de pe scaun. Am luat lingură, dar asta e potrivită pentru... Oh, da! Era să... Pune cald. O dată. Oh, da! Între ce costă să aibă cu fasolea? Și cu cinci? Haide, dă să fie! Hai, curge! Așa. Așa. Stai, câte am pus? Ok, deci am pus, până acum am pus Philadelphia, ciocolata, fasolea și salata alaros. Mai am încă 6 de pus, să se deride. Ingredientul cu numărul 5. Lămâie-s toarsă! Oh my god! Lămâia asta nu este toarsă, dar o să o toarcem noi. Eu sunt singură aici, ce naiba. Oh, da. Păcat că n-aveam un din ăla de tăiat. Ah, un fund din ăla pentru tăiat. Da, gata. Mă, cum miroase. N-are sâmburi. Oh my god! Ok. Turnăm în 3, 2, 1. Mi-a pus bala. Zici că stau pe WC-ul. E suficient. E suficient. Mă, ceacră e ingredientul cu numărul 6. Sunteți gata? 3, 2, 1 și... castravete! Bun. Avem aici un castravete. Mi-e plăcut foarte mult castraveții. Băi, dar ce se întâmplă cu scaunul? Mai în față. Așa. Bine, ies pe aia castravetele. Bun, trebuie să te închizi chestia asta, enervant, așa.
de atât așa puțin și nu sutem tot, că nu avem nevoie atâta. Una, două, trei. Hai, dă să fie. Și o să-i fac mai subțiri ca să... Nu chiar așa de subțiri, dar mă rog. Cred că e suficient. Ingredientul cu numărul 7. Muștar. Ok, muștarul e chiar aici. E început. Ce bine că nu puteam deschid un borcan. Nici cum, apa da. Forță! Hai să punem puțin cu cuțitul. Punem aici, aici, aici. Hai să punem și pe aici unde e șocolata. Arată ciudat. Doamne. Cred că e suficient, care are mult putere. De ce am lăsat ăsta aici? Mă rog. Ingredientul cu numărul 8. Nu vreau să mă uit. Mi-e frică. Stai, vă rog. Oh, stai, țineam invers. E ketchup dulce. Ăsta e ketchup dulce, scrie chiar aici. Oh my god. Sper să nu fie expirat sau ceva de genul. Ah, miroase ciudat. Ketchup, că eu nu mănânc. Eu nu mănânc ketchup. Sau sos. Oh. Ah, zici că e sânge. Pune-și pe aici, pune-și pe aici, pune-și pe aici, pune-și pe aici, gata. Ingredientul cu numărul 9. Dai seama, amestecăm. Te rog să fie zahăr vanilat. Pateu. Unde e pateu? Sunt era zahăr vanilat. Pateu. O, oh, Doamne. Ok, va trebui să pun multe în frigider pe videoul ăsta, dar... Cred că nu o să-i strice până când termin videoul. Oh, e de porc. Dar am scris pateu și se scrie pate. Bun, cu ce... Mamă... Mă... O să mai încă o furculiță. Sau un cuțit. Sau din asta. Acum că facem o șaormă cu detalii, nu mai pot să întind pateul ăsta ca lumea, așa că o să facem asta. O, da. Cruzime față de pateu. Uf. Gata, hai să-mi ține puțin așa. Stă pe ciocolată. Așa. Enough. Suficient. Ultimul ingredient, trebuie să amestecăm foarte mult. Stai, ce caută asta? Deci hai să le arunc cu... Eu să pice asta în șaormă. Ok, amestecă... Am ficat deja pe pahar, Doamne. Prin puterea mea... Prin puterea lui Anuț... O să iau cel mai bun ingredient de pe acest... De pe această masă, adică sper să pice sarea sau... Vreau să mă cum e coloranta alimentară. Ok. Da, băi, am înghețată! Nu mă așteptam. Iaurt de căpșuni. E ciudat, dar... Și-a urmat cu de toate, deci hai să...
uităm asta, chiar că are de toate, deși e iaurt de la Müller. Se deschide azi iaurtul ăsta. Așa. Încă o lingură. Am luat o lingură mică pentru că suntem finuți, așa că hai să amestecăm bine iaurtul ăsta ca să dea bine pe șaormă. Și mamă cum arată șaormă. Okay. Ultimul ingredient. Ingredient, doamne. Hai! Mamă cum arată roz cu pateu. O să pice ananas, dar mă rog. Vine și copșul. Păcat că nu aveam iaurt de cocos, că era bun. Ultima. Oh, hai să mășim. Bine. Gata, așa urma. Cam așa arată. Hai să facem. Deci în felul următor, ca așa urma. Șaorma se face așa, mă rog, eu știam. Deci, bine ați venit la gătit cu Anuț. O să facem așa, nici nu pot să o îndoi la cât de multe ingrediente. Stai să pisez un pic așa. Ok, fac așa, după aia asta o să fie greu. O să rulez așa, să nu se... așa, și... nu. Și, yay, au reușit. Ok, stai că așa. Așa arată? Nu arată rău așa. Hai să facem toate chestiile astea și după aceea să ne degustăm șaorma cu de toate. Doamne, în tot timpul ăsta când am pus toate chestiile în frigider și în rafturile lor, uite ce s-a întâmplat cu șaorma mea. Doamne. A căzut-o. Nu trebuie să bat. Bine, deci... înainte să mâncăm această minunată șaormă, minunată... deci eu, când mă duceam să pun înghețata, mă împiedica de cameră, de trepie, de fapt, și, doamne, a căzut camera. Și mi-a stat inima în loc, doamne, dar s-a prins cu, știți că camera foto, sau aparatul foto are o chestie, să ți-o pui la gât. Și, doamne, s-a prins de trepied cu chestia aia și, doamne, ce bine că n-a căzut, că dacă nu era chestia aia, cădea fix pe cameră, mă jur, de se vedea cum era spart. O să vă arăt cum a căzut. Uite, chiar acum. Scuze, sper că nu vă fac poftă, dar să mănânc iaurtul ăsta, că e păcat de el. Și da, am gustat asta, am mâncat-o, am crezut că filmează. Așa, nici mi-am luat apă, că dacă se întâmplă ceva, mi-am luat șervețel. Dacă ca să mă șterg, nu mă șterg, că am mâncat. Mamă, de se vede ciocolată, ai zis că e altceva decât ciocolată. Ok, și până acum, am ajuns la pateu. Deci am mâncat castraveți de iaurt, ăla de, iaurtul ăla de căpșuni. Philadelphia, ajung acum la fasole. Ce am mai mâncat? Mă rog, o să vă zic acum. De ce mi se face așa rău? Doar că mă gândesc la fasolea aia, îmi vine să vomit. Da, am făcut-o cu mâna mea. Eu am pus fasole în bilețelele alea. Și nu mi-am luat un șervețel, mi-am luat două. Am ajuns la pateu.
interesant. Mi-e place că e castravete și cronțele și mă face să, să nu mă mai gândesc la... A, ciocolată. Nu știam ce e cu gustul ăsta scârbos. Da, adică ciocolată cu castravete, cu Philadelphia, cu ce... Nu mai știu ce delicatese. Mamă, cum s-a amestecat asta. Bine că nu le-am amestecat, le-am pus așa, pum. Nu e rău. Lipia un fel de pâine și cu ciocolată e ca și cum ai mânca Nutella pe pâine. Dar ca asta are și ciocolată albă și de la DM. Ciocolată de la DM, cum sună asta. Bine, cred că vă plictisesc uitându-vă la mine cum mănânc o delicatesă de șaormă. Uitați-vă și voi, am ajuns la fasole în plină floare. Ce ciudat sună asta. Mamă, dar cum e cu fasole cu ciocolată? Dar bine că n-am pus... Ba da, am pus ciocolată lângă... Nu se numea fasole. Tu glumești, s-a rupt asta și curge. Ah. Am nevoie de un dop pentru șaormă, că îmi curge din ea. Revenim când am terminat șaorma. Doamne, mă apropie și eu camera și... Da, n-am putut să o termin, că a fost așa de grețoasă. Nu știu dacă e cel mai grețos lucru pe care l-am mâncat vreodată. Da. Îl păstrez pentru mai târziu. Bun, hai să facem o recenzie. A fost foarte proastă. Cam ați și cu acest videoclip, așa că vă rog să-l păstriți butonul acela de like. Eu am fost Anuț și ne vedem în videoclipul următor. Bă, asta că nu ajung. Eu am fost Anuț și ne vedem în următorul video. Pa! Nico? Da. Bun, am fost întreruptă pentru un moment.